Școala Generală Mihai Eminescu din municipiul Mediaș este gazda unei vizite de studiu pentru factor de decizie din învățământul european. Unitatea de învățământ a primit vizita unor inspectori școlari, profesori universitari și manageri de școli din Franța, Belgia, Italia și Turcia. Tema manifestării găzduite de Școala Generală Mihai Eminescu este școala, structură și responsabilitatea comunității locale. Timp de 4 zile, oaspeți din mai multe țări europene vor participa la Mediaș la o serie de întâlniri cu reprezentanții ai comunității locale. Școala noastră găzduiește o vizită de studiu, numită pe larg vizită de studiu pentru factori de decizie din învățământ. Participă persoane din învățământul european, din Belgia, Italia, Franța, Turcia. Sunt persoane cu funcții de răspundere în școlile de proveniență, inspectori școlari, directori de licee, de școli, persoane, profesori universitari care pregătesc, se ocupă de formarea personalului didactic din învățământ, și această vizită are ca temă școala, structură și responsabilitatea a comunității locale. Oaspeții vor vizita instituții de învățământ, instituții de cultură din Mediaș, dar și din județ, și se vor familiariza cu realitățile învățământului românesc preuniversitar.